Razie de amploare în capitală, poliția a ieșit pe străzi pentru a verifica dacă masca este purtată conform legii, însă au descoperit multe nereguli. Mai mult, o femeie care nu purta mască în tramvai a încercat să fugă de agentul de poliție. Aceasta a fost însă ținută la fața locului și a primit o amendă usturătoare. Mai multe persoane au fost sancționate pentru nepurtarea măștii. O călătoare prinsă fără mască în tramvai a fost dusă chiar la secția de poliție după ce a refuzat să colaboreze cu oamenii legii și a încercat să fugă. Femeia a primit 3500 de lei amendă pentru infracțiunile comise. De la secția 20, inspector Damian. Documentul nostru de identitate, actul nostru de identitate, motivul este faptul că nu purtați masca de protecție în mijlocul de transport. Acum, mie rău de la... Am înțeles. Dați-mi și un document de identitate al dumneavoastră. Refuzați să dați datele? Nu, scrie pe hârtie. Bun, vă invit să coborâm din tramvai. De joiu. Dar de ce? Că eu am acte, am de toate. Haideți să-mi dați și eu. Am spus. Păi ce vrei să zic acum? Că mi-e rău de la masă. Da, mi-e rău acum. Mi-e rău. Cum vi se pare acțiunea poliției din această seară? Benefică, dacă are și rezultate. Credeți că ar trebui să facă mai permanență? În măsura în care sunt suspiciuni, da. Nu purtați masca de protecție corespunzător. Masca se poartă deasupra nasului. Problema e că eu sunt fumător și mi se întâmplă să mai rămână mai dus. Am înțeles că se întâmplă. Tuturor ne e greu că purtăm masca, dar avem obligații, mai ales că aveți doi oameni lângă dumneavoastră. O să fie un proces normal de contravenție, o să fiți sancționat la legea 55/2020, pentru faptul că nu te faci masca în mijlocul de transport. Haideți cu mine, vă rog, la echipaj.